au aruncat în stânga și în dreapta răspunderea pentru ceea ce a urma să pună justiția aproape definitiv cu botul pe labe. Deci noi, din punct de vedere politic, nu mai existăm. În celelalte domenii, unde suntem? Unde scoatem capul? Vedem ce se întâmplă cu sănătatea, cu învățământul, cu mediul. Este o comedie, este o tragedie. Dacă nu e comedie, e tragedie și viceversa. Bun, președintele PSD a vorbit despre partidele securiștilor, printre altele, despre discuțiile pe care le-a avut, sigur, la Comitetul Executiv Național, vă spuneam, cu bugetul, unde vor aloca banii pentru viitor. Nu există practic nicio idee de buget, nici măcar pentru 2019. PSD-ul n-a avut niciodată nicio idee despre nimic. Da, sunt numai răzbunări, cele mai multe dintre ele minore, adică personale. Nu sunt răzbunări de tip național. Să te duci, de exemplu, și să instaurezi ordinea, putea să o faci foarte ușor în cele două, trei județe pe care le pomeneam, să restitui statul de drept acolo. Asta ar fi o răzbunare. O răzbunare pentru toți anii ăștia în care nu s-a făcut nimic. Nu o răzbunare la adresa cetățenilor de acolo. Da, ei sunt născuți în zona respectivă, nu poți să îi împuși pe stradă. Da, trebuie să impui statul de drept acolo, așa cum a făcut, de exemplu, Spania în Catalunia la un moment dat. Sigur că s-a soldat și cu pierderi. Sigur că a mai soldat și cu victime. A soldat și cu pagube. Dar prețul statului național, ăsta este. În cazul nostru, statul național unitar, în cazul lor, regatului Spaniei. Da? Ăsta era prețul. Chiar dacă la mijloc, sigur, erau... Nu tot timpul în viață poți să vorbești liniștit, mognit, așa în barbă, de să nu te audă chiar nimeni. Dar nu se poate. Da? Poate dacă ne-am fi născut într-o altă perioadă, da. Era foarte bine. În epoca Ceaușescu, ăștia toți care sunt jurnaliști astăzi, la sfârșit de contract, erau perfecți în situația asta. Bă, absolut perfecți. Ne compătimeam și noi cu domnul Tudor Mușat de la Digi24. Mare dramă am văzut peste tot. Domnul, nu mai prelungește trustul, contractul. El a și dat un interviu în care, la un moment dat, a și spus, săracu, ce să spună? Și ați văzut ce fel de jurnalist practicam. Cât era el de echidistant, cât era, într-adevăr, o prezență plăcută pe ecran, un om care a făcut școală la BBC, care dădea bine acolo, un pic grizonat, așa toate femeile de la Digi erau leșinate după el. Da, avea o prestanță, sigur, vorbea frumos, nu este un idiot. Și la ce i-a servit cariera asta de joia și au bătut joc de el, bineînțeles, a zis exact ce spuneam eu. Fix asta spun acum jurnaliștii de la Digi. E vina șefilor noștri că s-a ajuns aici. A zis că închidă ea tot. Au declarat oficial că închid cele 8 stații regionale. Atenție mare aici ce s-a întâmplat cu stațiile regionale. S-au aruncat mulți bani și s-au cheltuit prost. Da, este exact situația din România. Cheltuieli numai că făcute fără cap. Nu că nu erau necesare. Cum să nu? O țară care nu are o presă regională puternică nu există. România este și din acest punct de vedere un exemplu. Că a închis proul stațiile regionale, că le-a închis antena. Toți erau proști. Da? Nu v-am explicat și asta. N-am cunoscut pe nimeni inteligent în tot trustul Media Pro. Păi bineînțeles că nu știau să facă, bă. Sunt niște purtători de hârtii dintr-un birou într-altul și atât. Eu m-am dus în birou la Costi Mocanu, era director general atunci când m-am angajat la Pro TV și mi-am spus în față, n-aveți pe nimeni în postul ăsta cu carismă. Și mi-a dat dreptate. Plăcase Florin Călinescu, nu mai era, evident, la vremea respectivă, că el măcar carisma ar fi avut, chiar dacă manager nu era, nu se pricepea la treburi de tip economic. Dar n-aveau pe nimeni, bă. Deci fix așa. Sigur că noi ne uităm astăzi impasibili la ce se întâmplă la toate trusturile astea, habar n-aveau. Da? Ăia au băgat bani, au crezut că dacă bagă bani și vorbesc frumos, o să cucerească lumea. La ce v-a servit, mă, treaba asta? Nu v-ați implicat niciodată decât în proiectele astea mărunte. Sigur că dă bine, hai să ne ducem să facem prin spitale, nu știu ce ați bulversat vreun sistem cu asta. N-ați spus niciodată nimic cu tărie. Da? Plecați din meseria asta fără să fi făcut finalmente nimic. Unii dintre voi n-ați greșit. Că nici n-ați intrat, practic, în miezul lucrurilor. Nu se poate în România să ai atitudinea asta. Ok, asta e o atitudine de Finlanda, de Norvegia. Deși astăzi am văzut un reportaj la Arte, nici nu o să mă credeți, Finlanda, ci că este țara în care bărbații își bat cel mai mult femeile. Deci violență cu documente, da? Nu există țară pe lume unde să fie mai multe acte de violență. Deci,
practic, media este un bărbat din doi a snopit cel puțin o dată în viață o femeie. Este cea mai mare discriminare în funcții. Nu știam lucrurile astea, da? Era un interviu între o reporteriță de la Paris și respectiv reprezentanta domeniul respectiv al discriminării din Finlanda, o doamnă venerabilă care recunoștea aceste date. Deci la ei este cea mai mare discriminare. 80% din marile companii finlandeze nu angajează nici măcar 10% femei. E adevărat că țara merge brici, este lider în Uniunea Europeană în cele mai multe domenii, dar deci discriminarea este enormă, decalajul este colosal între bărbați și femei. Femeile sunt considerate practic carne de tun, în totuși cea mai industrializată, putem să spunem, cea mai vascularizată țară europeană. Industrializată nu-i termenul cel mai corect, dar în țara care a făcut cele mai mari progrese în Europa. Cu tremurătoare aceste rapoarte venite de la Helsinki. Bun, hai să ne întoarcem un pic la noi. Ce s-a mai discutat? Spuneam de replicile ieșite din comun ale lui Victor Ponta la adresa fostului său partid, ticălos, rușinos, golănesc și nesimțit, așa a catalogat el, acum în calitate de lider pro-România, de viitor candidat, poate, la alegerile prezidențiale, despre ce se întâmplă în PSD și aceste bugete enorme venite din bani publici, evident, și care, până la urmă, sfârșesc numai în interesul personal, cum era pe vremuri. Da? Când românul nu era impozitat în epoca ceaușistă, dar îi se trăgeau banii de la sursă, el nu trebuia să declare impozitul, toată lumea știa cât câștigi, nu puteai să păcălești pe nimeni, statul îți lua tot așa mai bine de jumătate din cât câștigai în mod real, dar banii se duceau pe la cheremul și la bunul plac al familiei Ceaușescu și acoliților săi. Neanicu, sub pretextul că vrea să plătească datoriile, strângea cureaua în fiecare săptămână tot mai mult. Spuneam și de bugetul pe 2019 pentru faimoasa autostradă a Unirii, unde nu se va aloca practic niciun bănuț, pentru că bugetul nu prevede. Au fost prinși, da? Cu planurile pentru 2019. Nu s-au prevăzut bani deloc pentru autostrada Unirii. Deci, atenție, atenție, este caz de pușcărie pentru premierul Viorica Dăncilă, cel puțin în teorie. Concret, președintele Iohannis a promulgat, vă reamintim, prin lege, o lege prin care se prevede construcția autostrăzii A8. Mi s-a părut și nouă bizar atunci, așa ceva nu a mai existat în România, să dai o lege că vei construi la un moment dat ceva. Asta a urmat să lege, spuneam, pentru prima dată la modul serios două dintre provinciile istorice românești. În actul normativ se prevede clar că în termen de 30 de zile de la publicarea Monitorului Oficial, guvernul are obligația să aloce banii necesari pentru ca aceasta să fie construită. Probabil că ăsta a fost și scopul prin care s-a promulgat legea respectivă. Ei bine, nu există niciun fel de referire la bugetul pe 2019 pentru asemenea autostradă, pentru că evident nu interesa pe nimeni. Coată, vă spun, și astea cu stadioanele, și astea cu școlile, și astea cu banii pentru copii, cu vitamina D al lui Liviu Dragnea, coată, n-au absolut niciun fundament. Deci sunt niște vorbe pe care le arunci ca atunci când îți spune ea la telefon, mai vorbim. Hai vorbim. Când se vorbește? Acum vorbești. Da? Hai vorbim. Evident că urmează să nu mai vorbești niciodată. Da, așa sunt termenii, da? Hai, ne întâlnim, hai că vorbim. La revedere, nu te mai vezi niciodată cu ăla, da? Fix așa sunt și vorbele astea. A, sigur, facem, dregem în toate domeniile. Ce te costă? Dar nu o să vii să spui. Tu e, cât om trăi noi, cât om fi noi la putere, o să țineți nu numai ciocul mic, cum v-am mai și spus, dar nu o să vă dăm niciodată. N-ai cum să spui asta. Nu o să vină Liviu Dragnea și o să spună, bă, sunt cel mai corupt președinte de partid din istoria planetei. Nu poți să spui asta. O să spui că pe tine te interesează situația, că ești profund european. Da? Vorbe de asta de complezență ca aude mereu. Când vin oamenii lui Tănasă bine îmbrăcați la București. E așa sunt. Și la CNA, și la CNCD. Par a priori și-au reușit să-i păcălească pe toți naivii și pe proștii noștri. Da? Le-au păcălit pe toți. Bine îmbrăcați, civilizați. De ce să ridici tonul? Știi că legea e de partea ta. Eu dacă vin și spun aici, el îmi dă miliardul amendă. Păi am plătit peste un miliard cumulat până acum amendă pentru lucrurile astea. Ce idee?
Vă spun clar, exact ca ideea din Transilvania. Cu cât îl amendăm pe prostul ăsta mai mult, cu atât avem șanse mai multe să închidem definitiv gura. Cât o avea și ăsta bani să plătească? Hai să închidem gura. Uite că n-au reușit, bă, să-mi închidă gura, bă. Da? Nici măcar pe propriul salariu, că nu mai rămân cu nimic. Au fost luni în care n-am mai rămas cu nimic. E, asta m-a împiedicat pe mine, m-ați văzut vreodată la emisiune să schimb placa, să dau pe muzică populară, să vorbesc ca ăia pe la televiziunile astea care nu-ți mai prelungesc contractul, da? Să te duci acasă la fel de impecabil îmbrăcat cum ai venit și după aia să spui că tu ești echidistant, că tu ești jurnalist, că tu îți faci meseria. Care meserie, bă? Că l-ai adus pe unul invitat, i-ai pus două întrebări cum se cade și după aia ai spus, îmi pare rău, timpul a expirat. Ăsta e jurnalismul echidistant. Te duci după aia să scrii pe Facebook ce n-ai voie să spui la serviciu. Asta înseamnă că ești echidistant. Asta înseamnă televiziune de știri. Da? Asta înseamnă, bă, da, ăia. Noi suntem, bă, nu ăia. Da? Care ne-am pus în joc tot. Inclusiv prietenii. Nimeni, familia, nimeni n-a împărtășit ideile noastre. Bă, nimeni, mă. N-am auzit pe unul vreodată să vină să spună, bă, aveți dreptate. Mai era ăia, sigur, care îmi trimiteau oamenii de rând din Transilvania. N-a fost unul aici să mă îmbrățișez vreodată, să zică, bă, tată, murim împreună. Fire al dracului de meserie, murim împreună. Că asta trebuie să facem. Noi nu ne putem duce cu arma să împușcăm pe stradă. Dar trebuie să urlăm la televizor. Și strămoșii noștri au urlat, bă, când au cucerit teritorii. N-au vorbit mognit în barbă. Da, s-au îmbrăcat la costum. Că dacă era așa, nu mai existam astăzi, fraților. Da, deci nu-i pe civilizați, că mai civilizați decât noi, nu e nimeni, bă. Și noi putem să vorbim, da, la modul cel mai civilizat din lume, dar nu în contextul ăsta. Ok, dacă eram într-o țară civilizată, eram jurnalist în Norvegia, probabil investigam pe la uleiuri și lacuri ceva, dar acolo n-aveai de ce să urli. Pentru că a urla, erai contra curentului. Toată țara mergea într-o direcție, pentru ce să urli? În țara asta, dacă vorbești frumos în meseria asta, ești un idiot, mă. Cu cine să vorbești frumos? Cu analfabeții care conduc țara? Și nu numai atât, își bat joc intenționat de tine. Hai că terminăm. Săptămâna viitoare vă dăm și ordonanța asta. Așa se exprimă politicienii. Da? La televizor au spus așa. Hai, săptămâna viitoare, las că mă întrebă, vă dăm și ordonanța asta, adică vă mai dăm un șut în cur. Da, cum se vorbește așa, mă? Adică am ajuns noi la putere, acum o să vedeți voi pe dracu. Până acum v-a mai mers, dar cu noi de aici înainte, i-ați mai păcălit voi pe aia înainte, dar cu noi gata. Și toate răzbunările sunt colectate în trioul ăsta care e acum la putere. Noi trebuie să fim civilizați, ca să ne luăm leafa, să ne ducem după aia în Turcia și în Grecia cu minți în vacanțe, să nu ne înjure nimeni pe drum, să nu ne dea nimeni o replică acidă pe Facebook, să colegii să ne salute. Nu contează astea, bă, în viață. Ori ești serios, era și pe vremuri. Și făceai 25 de ani de pușcărie comunistă, ori erai un lichea și te dădeai cu securitatea și după aia veneai în 90 și ai avut ghinion. S-a schimbat era. Câte șanse existau să se schimbă era? Niciuna într-un miliard. Când s-a schimbat, veneai și spuneai, păi eu n-am avut ce să fac. M-au racolat, aveam familie. Da, n-am spus nimic. Eu niciodată n-am spus. Da? Mă mai întrebau, eu răspundeam cu da sau nu. Hai, domnule, ați colaborat cu securitatea sau nu? Nu, domnule. Păi de aici scrie că ați colaborat. Dacă așa scrie, eu ce să fac? Dar eu n-am spus nimic niciodată, vă rog să mă credeți. Am familie. Ce sunt astea, bă? Noi nu știm bine cum s-au petrecut lucrurile. Fix așa trăim și în presa de astăzi. Stăm lângă toate lijivinele astea care nu colaborează. Ele se susțin între ele. Da, până la urmă ne ducem în rău. Și va fi la un moment dat, sigur, prea târziu. Că nu vom mai exista nici noi, nu mai exista nici presa scrisă, nu mai exista nici televiziunea, că nu mai există nimic. Da? Nu funcționează nimic în țara asta. Tocmai pentru că n-am fost pricepuți. Am avut 30 de ani la dispoziție, n-am știut să le punem cap la cap. Bun, spuneam de ordonanță care ne paște. Atâta doar că lașitatea fiind totuși mare, pe asta mizăm. Poate mai câștigăm o săptămână, două. Suntem în agonie, dar știți cum e, contează. Poate în astea două săptămâni mai avem un moment remarcabil așa, de care să ne aducem aminte. Ezită totuși oamenii, pentru că ați văzut Viorica Dăncilă urecheată zdravă de tot iarăși la Bruxelles, tot așa spunându-i se că ce are de gând să facă cu țara. Asta nu e țara lor, românii s-au bătut pentru libertate, au curaj, sunt, nu știu, cetățeni de primă mână, ce vrea să facă ea? Da? În condițiile astea. Să pună justiția cu butul pe asta este răspunsul pe care îl dă națiunii române. Au luat-o ea tare
Viorica Dăncilă nu avea ce să spună, că oricum nu erau ideile ei, nu știa ce e aia politică. Ea a fost pusă acolo ca să n-aibă Liviu Dragnea treabă în astfel de momente, să poată să stea în spate, să curețe printre dinți, are nevoie. De astea, mai bea acolo ceva de calitate și să stea cu una cu 30 de ani mai tânără decât el. Acit trebuia lui Liviu Dragnea să ducă el, să pricepea el, să le dea replică lor acolo, nu-i ca acasă, nu-i ca pe Maidan. Ce să le spui alora? Aia te făceau cu cuvintele, tu la cuvinte erai zero. Eventual puteai să le rașchetezi niște înjurături. Asta era tot. Spuneam de mortul zilei, pomeneam oarecum când eram cu Silviu Mănăstire, scriitorul irachian Ala Mahzoub, asasinat în fața locuinței sale în Irak, 50 de ani avea, 13 gloanțe a primit, scriitor. Nu corespundea. A fost ucis într-o zonă care era considerată sigură în Irak. Doi atacatori au venit cu motocicletele la el, motocicliști, ca la Badea, i-a văzut pe ăla. Motociclist ăla de l-a făcut knockout în 5 secunde, nici n-au trecut 5 secunde pe ring, după care Badea a publicat, i-a arătat lui palmaresul, adică îl bătuse Barcelona, era firesc. Nu-i firesc, mă, Mirciulică, la tine, care tu ești numai fibră tot, la tine nu-i firesc, tu trebuia să-l bați pe ăla. A, pe mine, dacă mă bătea motociclistul, nu era firesc, eu am burtă. Pe mine nu mă interesează cum arăt, pe mine interesează ce spun. Pe tine te interesează cum arăți. Pentru tine e o pierdere, mă. Nu poți să vii după aia să spui, bă, da, ăla era motociclist. M-a bătut unul de m-a lăsat la, dar ăla era dita mai campionul. Lasă, mă, că nu te-a bătut Cassius Clay. Te-a bătut unul care, într-adevăr, trebuia să te bată. Dar n-ai apucat nici măcar o palmă sau un pumn sau un picior să-i dai. Și absolut nimic. Ăla s-a dus peste ele, dar câteva a căzut lat. Și că și-a și pierdut cunoștința câteva secunde. Și asta, bă? Da? Unul care merge la sală, pe eu n-am fost la sală în viața mea și nu mă interesează. Da, unul care numai mișcare face, care se dezbracă la televizor, să arate că e numai mușchi. Bă, tată, e o rușine mare, mă. Ca și cum ar veni unul din PSD aici și m-ar face pe mine gramatical, lexical, sintactic, nu știu, m-ar face cumva. E, ar fi mare rușine. Bineînțeles, n-aș mai putea să vină a doua zi, trebuie să vină el. Deci, legăturile sunt evidente din punctul ăsta de vedere. Se așteaptă veniri din PSD, pe lângă toate plecările care au zguduit partidul zilele trecute, între 8 și 11 parlamentari din alte partide a răgnit Codrin Ștefănescu, oameni care n-ar lăsa PSD-ul la greu, în asemenea momente, mulți PSD-și plecând și o să mai plece și alții către partidele Victor Ponta, de exemplu, sau cine știe, unii s-au duce poate chiar la Dacian Cioloș și la Dan Barna, dacă o avea de gând să intre în opoziție, că te mai și scârbești. Pe ce faci pe social-democrația, da, ca lupul la oi, atâta timp, poate la un moment dat te mai scârbești că oricum nu există doctrină. Că ce? Ciolo și cu Barna or fi diferiți decât sunt ăștia. Nu, atâta doar că ei au ciocul mic momentan, că nu sunt la putere. Dar când or veni, o să facă ei alianțe cu oricine. Ne vinde Cioloș, stați liniștiți că tot pe mâna lui Dragnea ne dă. Îl face Dragnea. Și acum de altfel s-a auzit că ar fi fost și în timpul anului în care tehnocrații au condus România, așa se spune că tot în folosul lui Liviu Dragnea o făceau. Bun. Nu mai avem, asta vreau să confirmăm, nu mai avem, ieșim publicitate, ne întoarcem cu revista presei în câteva momente. Am primit o carte poștală, dacă ăsta nu-i capătul lumii, atunci în orice caz se apropie de el, din insula Kangurilor, dar chiar așa se numește, Kangaroo Island, bineînțeles o insulă, uitați că scrie sus acolo, ci există cineva care a fost până acolo și care de acolo, uite, este timbru aici. Timbru, bineînțeles, de Australia, că insula aparține Australiei, incredibil, este postată din insula Kangurilor, undeva în sudul Australiei se află, mărturisesc că n-am auzit niciodată de ea, deci undeva spre Tasmania, încolo, pe data de 12.1.2019, la un amic de-al nostru din Brașov. Fabulos! Deci omul ăsta a fost acolo, cum e să ajungi în insula Kangurilor să te gândești la emisiunea asta? Să pui și timbru pe aia să scriu, este mult prea mult. Nici măcar noi, da, nu meritam un asemenea efort. Bun, România Literară, numărul 5, ăștia înaintează repede, sunt ca făt frumos, să grăbesc. Probabil știu că vine sfârșitul lumii,
un eseu, iată, de Pia Brânzeu pe prima pagină. Altfel, dacă ne uităm atenți, vedem că sfârșitul lumii nu poate fi foarte departe. Mărmureanu vorbește că vine cu tremurul și ăsta ne va liniști pe toți. Dar măcar dacă va veni, poate ori scăpa unii și atunci măcar să fim liniștiți pentru ei, vor avea de vorbit cel puțin un an de zile, nu mai trebuie să schimbe subiectul niciodată. România în fața unei nenorociri iminente, iată evenimentul zilei, care este un ziar tabloid, am uitat să vă spunem, cum să scrii așa ceva pe prima pagină când nu există absolut nimic. Tu, dacă s-ar ști așa ceva, noi am fi buricul pământului, nu Donald Trump. Cum să știm care e iminență, mă? Despre ce discutăm? Păi cutremurul ăsta este iminent, vă reamintesc, de prin 1980 încoace. Îl tot așteptăm. Catastrofal, bă, fraților. Mai avem apoi interesant în România Liberă, o să vă surprindă, asigur, titlul nu este chiar exact. În Olanda, 25% dintre decese sunt provocate de medici. Dar știți de ce? Pentru că eutanasia este legală în Olanda, printre altele. Da? Dar, în orice caz, interesant subiectul, ca și cel despre care vă spuneam cu Finlanda, încă o dată recunosc, habar n-aveam că situația este la acest mod acolo. Încercăm să găsim totuși cât de cât ceva interesant pe prima pagină. În Adevărul, acum subiectul recurent este cel cu apa de la robinet, clorul, pericol real sau furtună într-un pahar cu apă, eu nu cred că apa e mai proastă ca pe vremea lui Neanicu, în orice caz. Și atunci am băut-o timp de 20 de ani fără să ne uităm nici în stânga, nici în dreapta și să întrebăm pe cineva. Bun, ne revedem mâine seară, 4 februarie, începe o nouă săptămână, rămâneți cu bine!